Passat CC, una dintre cele mai căutate mașini când vine vorba de mașini second hand. O cerere foarte, foarte mare, justificată de-a dreptul, pentru că e o mașină frumoasă, având în vedere că totul s-a lansat în 2008. Motorizările sunt destul de reușite, dotări destul de multe pe ele, au un preț destul de accesibil, este cupe, este o mașină tinerească, asta nu înseamnă că dacă ai, de exemplu, peste 30 de ani, nu poți să-ți cumperi așa ceva. Am avut și eu una timp de un an de zile, mi-a plăcut foarte mult ca mașină, au fost și diferite probleme la ea, dar în rândul tinerilor e o mașină foarte, foarte căutată și e lesne de înțeles de ce. Așadar, în acest episod suntem pe Adesa, vreau să vă prezint o mașină în timpul licitației. După cum bine știți, am mai făcut niște clipuri în trecut și o să mai fac clipuri cu diferite mașini care mi se par mie interesante. Totodată, pentru cei interesați, pentru achiziția unei mașini la comandă de pe licitații, momentan lucrez strict cu Adesa. Știu că mulți îmi trimit de pe mobile, de pe Autoscout, de pe Auto1 și așa mai departe. Lucrez cu ei pentru că puteți vedea toate mașinile și fără cont de companie. Lucrurile pe care nu le puteți vedea sunt prețul curent, pe care îl vedeți aici doar cu cont de firmă. Taxele de licitații care sunt și ele aici, plus costurile de transport. Adică de multe ori sunt sigur că prețul estimat pe care vă-l vedeți pe site vă ia ochii și vă dă impresia că mașina este foarte ieftină, dar mai sunt niște taxe percepute ulterior, adică nu este la prețul final. Așadar, Passat CC, fabricație 2009 la final, probabil va ieși 2010 la noi în țară pe carte de România, 424.000 de kilometri. Inițial cineva voia mașina asta la comandă undeva la 5.000-5.500 de euro, având în vedere prețul țintă care oricum a fost depășit. În general, pe Belgia, dacă pui și TVA-ul la marge din țară și impozitul și un comision și așa mai departe, undeva la 1.200-1.250 de euro peste prețul curent al mașinii, cam atâta costă cu transport, cu taxe de licitații, cu tot inclus. Deci, mașina asta, dacă s-ar fi vândut la 3.500, dar era foarte puțin oricum, ar veni 4.700-4.800 de euro cu totul inclus. Bineînțeles, mașina fiind deja la 4.500 și depășindu-se prețul țintă, fiind și vândută de Adesa din stocul lor, taxele sunt foarte mici, răspunsul la ofertă se dă foarte rapid, adică sunt diferite avantaje și probabil ajunge și destul de rapid, adică am avut mașini ajunse în 6 zile, fiind deja eliberate în hub-ul de export al Adesa din Genk. Așadar, mașina este la 4.500 de euro. Putem verifica foarte simplu istoricul de licitații, mașina a plecat de la 2.500 de euro. Totodată, dacă aici ar fi mai multe oferte, una după alta instant, denotă faptul că cineva a resetat un agent de licitare, adică se plasează automat o ofertă. Mă rog, cine voia să cumpere mașina asta mi-a zis că nu deranjează kilometri, adică preferă să aibă 400.000 să plătească 5.000-5.500 de euro, dar să știe că sunt 400.000 și sunt drepți, decât să o iei cu 7-8.000 din țară și să aibă 180.000 în bord. Și pe bună dreptate așa e. Așadar, să ne uităm la poze. Mașina este marcată și ca și avariată, însă nu este lovită. O să vă arăt imediat cam care e treaba. Are jantele astea Interlagos, specifice PCC, are farurile cu xenon. Comenzi pe volan. Volanul are într-adevăr o uzură, poate și murdar, dar oricum nu este o uzură foarte, foarte mare. Văd că n-are erori în bord, pentru că în rubrica de daune se menționează niște probleme la frâne. Dacă există o problemă la frâne, cum se menționează în rubrica de daune la mașina asta, poate fi de la butonul de la frâna de mână care se defectează în timp sau pur și simplu îți dă erori dacă îl pui mai ales pe aftermarket, am pățit și eu la a mea. Mă rog, când am avut-o și se aprinde pe galben martor de la frâna de mână. Aici pare ca frâna să fie cuplată, nu pare a fi probleme. Într-adevăr, sunt 430.000 de kilometri, aproape 425.000, dar eu zic că interiorul arată bine. Pe lângă asta, mașina vine și cu jantele schimb care, până la urmă, și astea sunt 3-400 de euro, deci te scapă de niște costuri. Are navigația mare RNS 510, are încălzire în scaune, climă pe două zone, mașina chiar arată bine per total. Aici de obicei este o problemă și aici pare să nu fie descusut. Tot farmecul la mașina asta, bineînțeles, fiind cupe, nu are rama la geam, scaunele sunt semi-electrice, au reglajul lombar și cel pe înălțime este manual, lombarul este electric. 424.000 de kilometri, senzorii de parcare, manual în 6 trepte, are senzor auto-hold DSP, îi lipsește suspensia adaptivă și perdeluța pe spate. Are două chei, din ce văd eu în poze, pilotul automat este aici, n-arată rău, mai ales că uite nici aici nu este descusut. Având în vedere că la prețul actual mașina asta se apropie de vreo 6.000 de euro, sau dacă o ia cineva pentru rese în 5.500, există șansa ca mașina asta să ajungă pe la noi prin țară să îi se dea kilometri înapoi, pentru că, după părerea mea, nu se văd kilometri pe ea. Eventual să păstreze jantele astea sau să dea cu jantele astea, însă, bineînțeles, vă voi lăsa seria de șasiu a mașinii în descriere și am făcut și o verificare pe car vertical să vedem dacă se găsesc kilometri respectivi.
Mă rog, poze la diferite zgârieturi, știu care și-o piatră luată în parbriz, uite aici. Și cam asta e mașina. În rubrica de daune, parbriz impact de la pietre, zgârieturi, există niște daune tehnice la frână și aici se menționează că este o problemă la frână. Dar atâta timp cât aici se menționează strict avariat și nu se menționează și că nu poate fi condus, se asigură transport, adică mașina poate fi adusă în țară fără niciun fel de problemă. Cauciucurile, dimensiunile, are două chei, avem și serie de șasiu. Mare atenție, vă recomand dacă vă uitați pe site pentru mașină să vă uitați la înregistrarea mașinii să fie completă. Dacă este incompletă sau lipsește, dacă lipsește deja e problemă, dacă este incompletă vi se va oferi un atestat de la poliția belgiană, pentru că pe Belgia am văzut că există problema asta. Și mașina se poate matricula doar că durează 6, 9, 12 luni până ies actele. La mine la E90 a durat vreo 8 luni, undeva pe acolo. Poți să mergi cu numere roșii, nu e asta o problemă. Certificatul de conformitate la multe mașini nu este disponibil, dar nu e o problemă, se poate matricula mașina. Este necesar la rar, dacă la e bine, dacă nu, se poate face rarul. Așadar, luăm seria de șasiu, pentru că am făcut și o verificare. După cum bine vedeți, asta este seria, dăm și un refresh să nu fie dubii. Are ceva accidente mașina, este fabricată 2009, matriculată 2009-10, probabil sunt informațiile de aici. Da, 2008, 2009-9 și 2009-10 a fost matriculată. După care, probabil aici a fost prima revizie, are și niște daune, oricum istoricul e destul de detaliat din fericire. După cum vedeți, sunt foarte multe intrări în serviciu, probabil mașina merge destul de ok și la kilometria. După cum bine vedeți, kilometrii sunt desfășurați, adică eu zic că există istoric cu privire la mașina asta. Ultima intrare, văd că aici o diferență de o lună și aici are 795, deci am mai mers 60 de kilometri de la ultima intrare în serviciu. Și avem daune, asta cred că daună la jumătate de an după ce a fost fabricată, adică bara față 1500-3000 de euro pe Belgia, cred că a fost revopsită sau în cel mai rău caz schimbată și revopsită, mai ales că mașina era aproape nouă, după o lună văd că a mai avut o daună. Mă rog, sunt 5-6 daune, dar sunt daune mici, adică sumele astea chiar nu sunt mari și pare a fi fost o bară spate vopsită, eventual o bară față, nu e ceva foarte, foarte grav. După care, mergând în partea de jos, modelul este 2010, 20 CBA, ăsta l-am avut și eu pe a mea, sau CBAB, oricum e un cod motor foarte bun. Volan pe stânga, diesel, tracțiune față, 136 de cai, cum sunt specifice pe Belgia, manual în 6 trepte, sunt de verificat și astea pentru că sunt dotările de fabrică. Și puteți vedea cu ce a venit de fabrică în cazul în care, uite, poate n-a avut piele, i s-a pus pielea, nu vă neapărat să fie o problemă. Dar, uite, avem front wheel drive, că este tracțiune față și așa mai departe. Sunt multe chestii pe care e bine să le verificați. Așadar, la mașina asta apar și kilometri. Deci dacă mașina asta ajunge pe la noi prin țară cu seria asta de șasiu, nu zic să nu o cumpărați, dar zic că sunt de verificat kilometri, pentru că mai nu am văzut că și dealerii foarte mari care se laudă pe toate site-urile că ei vând multe mașini, dau și 200-300.000 de kilometri înapoi, din păcate. Așadar, e de verificat. Deci, dacă o să mai crească 200-300 de euro, deja la comandă prin intermediul ar fi venit vreo 6.000 de euro, să zicem. Ideea e alta. Da, nu știu, să zicem 6.000 de euro pe mașina asta cu kilometri ăștia, cu jantele schimb și să presupunem, având în vedere că nu are eroare în bordele aetrier sau ceva, cred că e vorba de discuri ovalizate sau că ar trebui schimbate niște plăcuțe sau nu știu, ar trebui luate în vedere astea plus o revizie, părerea mea. Ați dat banii ăștia pe ea, adică ați cumpărat-o cu kilometri ăștia. Sunt curios, în ce și mie în comentarii, dacă da, de ce, dacă nu, de ce. Mie personal îmi place foarte mult mașina asta. Acum nu mi-aș mai cumpăra, dar mi-a plăcut foarte mult. A fost mașina pe care am cumpărat-o după ce am avut Logan 4 ani. Vă dați seama că a fost avion pentru mine. Totodată, dacă sunteți interesați de achiziția unei mașini la comandă, puteți să-mi scrieți pe WhatsApp-ul, aveți în descriere. Dar vă rog să luați în vedere taxele percepute. Faptul că lucrez mai cu Adesa momentan, este o perioadă mai slabă în sensul că nu prea se bagă foarte multe mașini. Și totodată o mică mențiune e faptul că dacă mașina are fundalul ăsta, sunt mașini vândute de Adesa direct din stocul lor și automat este radiat, actele sunt, adică câștigi destul de mult timp și taxele sunt cele mai mici când vine vorba, oricum pe Belgia sunt cele mai mici. Dacă TVA-ul este inclus, se plătește și la marge de profit în țară plus aici, plus în momentul în care confirm mașina, ți se va adăuga TVA la transport 80-100 de euro. Adică cine a lucrat cu mine sau vrea să lucreze, toate chestiile astea sunt facturate, nu bag niciun ban în buzunar pe sumână sau ceva, adică nu e vorba despre asta.
Și în momentul în care confirm mașina sau spun costurile respective, ți le arăt strict de pe site. Adică nu, că probabil mulți o să zică că n-ai 1200-1300 de euro dacă mașina are TVA inclus. Nu mai vorbim dacă mașina n-are TVA inclus, că acolo sunt alte calcule. Sunt incluse absolut toate. TVA la marge, TVA inclus la transport pe care îi facturează, transport și așa mai departe. Adică, na. Sunt niște chestii care, până la urmă, ai licitat mașina și te aduce direct acasă, trebuie să plătească și ai angajate și așa mai departe. Aștept părerile voastre în comentarii despre mașina asta, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!